Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii legii și-au făcut simțită prezența. Aceștia au percheziționat mai mulți agenți economici și au fost însoțiți și de forțele de ordine. Mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală au dat ochii cu organele de poliție și inspectorii de la Garda Financiară. Printre acestea se numără și Gheorghe Vișan, care deține mai multe magazine alimentare în piața Dacia. Ce s-a întâmplat? Ați găsit? Ați primit vreo reclamație? Nu. Nu, nu. Este un control de rutină. Privind proveniența mărfii la produsele de carne și ce se desface pe piață din punct de vedere al... Și ați găsit nereguli? Nu, nu. Marfa este însoțită cu factură, sunt termenele de garanție, fără probleme. Și nu știm nimic. Deci ce știți dumneavoastră, știm și noi. De la dumneavoastră au venit? Nu. Dar de ce credeți că ar fi venit? Nu știu. Chiar n-am idee, vă cuvânt. Deci nu știu ce să vă spun. Noi suntem cu actele în regulă, cu tot, unde nu aveți de ce să... Nu au găsit nereguli. Nu, nu. Nu au ce să găsesc în nereguli. Dar cine a venit? De la nu ce? Știu, de nu la știu. Garda financiară? Nu știu absolut nimic, ce să vă spun. Deci nu știu nimic. Am venit la serviciu, m-a verificat și m-a plecat. Deci nu știu ce au verificat. Mi-au luat să vadă dacă am bani în sertar, ceva, dacă i-am declarat. Actele în regulă, tot. Deci eu absolut nu știu nimic. Din surse neoficiale am aflat că au fost făcute percheziții și la locuințele pe care Gheorghe Vișan le deține la Mioveni și Mărăcineni. Descinderile au fost coordonate de procurorii DNA Pitești.